Părinte, care este diferența între sexualitate și iubire? Iubirea nu exclude sexualitatea într-o anumită accepțiune. Atunci când iubirea este concretizată între un bărbat și o femeie, în taina nunții, cei doi se unesc și atunci acolo noi ne rugăm, cum zice și în rugăciunile de la cununie, pentru bună înțelegere sufletească și trupească. Și mai spunem acolo, aducem în aminte un cuvânt din Sfânta Scriptură, că cei doi vor fi un trup. Deci asta arată o legătură trupească foarte strânsă între cei doi. Se poate iubire și fără sexualitate și sunt multe situații chiar între persoane căsătorite, unele chiar care au trăit așa numită căsătorie albă, care nu-i de recomandat, dar în anumite cazuri excepționale și sunt, cred că, câteva la o generație, se poate binecuvânta, deci numai cu binecuvântarea duhovnicului, cei doi să trăiască fără să aibă relații intime, da? Să fie căsătoriți, dar fără să consume. Părinte Clopa, de exemplu, povestea un astfel de caz.